Așadar, începând cu ziua de astăzi, 1 mai, de la această masă de lucru, care de fapt e o copie improvizată a biroului meu de lucru de acasă, voi porni în lumea mare, în lumea complicată, în lumea contradictorii, paradoxală, dar și în același timp foarte și foarte interesantă. Lumea care ne înconjoară, lumea care există, indiferent cum o vedem noi și indiferent cum noi cu dumneavoastră o percepem. Și această campanie electorală, ca multe altele precedente, poate fi caracterizată printr-o frază: nimic nou la capitolul idei și totul vechi la capitolul mizerii. Cu adevărat, după o săptămână de campanie electorală, concurenții electorali, dar și partidele lor, nu propun nimic inedit pentru schimbarea spre binea orașului, dar pun accentul doar pe decor și pe lăudarea persoanelor, personajelor, uitând cu desăvârșire conținutul. Este bine știut că alegerea primarului general al capitalei, ca de fapt și alegerea oricăror primari locali, este un exercițiu electoral personificat. Contează mai mult persoana, omul, dacă doriți, calitățile lui personale și mai puțin doctrina și apartenența partinică, dacă în general la noi așa ceva există. De aici și vine explicația și motivația că partidele politice își scot candidații și prezintă ca pe niște mirese pețitorilor. Candidații miresei sunt lăudați, împopoțănați și bine chitiți, numai că miresele candidate lipsite de cultură și de bun simț se începa să certa între ele. Și de mirese frumoase, chitite și educate, miresele noastre devin niște obișnuite mahalagioaice, care se scuipă și se blefturesc unele pe altele mai rău ca la piață. Și când te gândești în ultima instanță că majoritatea candidaților sunt bărbați și nu bărbați simpli, ci bărbați de stat... Nu, dacă e filial Костюжей, ce ai să faci cu dânșii? Как можно органическим законом изменить Конституцию и избрать президента? Nu, asta e numai diagnostic. Altfel nu se poate făcut. Nu știu, și se consultă și Curtea Constituțională, și au mai rămas încă și în Strasburg aceste lucruri. Și de consultat aici. Cum se poate prin lege organică de modificat Constituția? Eu înțeleg diagnoza, eu înțeleg chestii de astea, dar chiar și așa de tare, dar și așa de mare, dar noi trebuie să fim atenți societatea la toate chestii astea, că cine știe pe și ea pe capitan și pe îndesar cum s-or pornesc. Eu spuneam în intervențiile dinainte începerii ședinței de guvern că febra electorală deja a intrat în comportamentul politicienilor. Eu calific această inițiativă anunțată ieri de liderul comuniștilor, este una pur electorală, care are scop să transmită anumite mesaje către anumit spectru electoral și către anumite centre de influență, să-i spunem așa, fiindcă această idee și această decizie care ulterior, cum spuneau dânșii, ar fi fost aprobată de Parlament, nu schimbă absolut nimic din situația deja existentă în Republica Moldova. Constituția țării stabilește foarte clar caracterul neutru al statului nostru, sub aspect militar. Deci eu nu înțeleg cum, printr-o hotărâre de Parlament, am putea să consolidăm această normă constituțională sau să o diminuăm. Deci norma constituțională este cea mai stabilă într-o societate democratică. De aceea, încă o dată, calific această inițiativă ca fiind una pur electorală, pe alocuri cu nuanțe, așa pronunțate într-o manieră foarte cinică și totodată speculativă. E ilegal. Noi am putut să facem și noi seara aceasta. Faptul că astăzi de dimineață a avut lansarea pe LDM cu candidații Obodiu și comuniștii cu Dodon, demonstrează ce a spus aseară primar general Dorin Chirtoacă, că a fost o decizie politică de a amâna înregistrarea candidaților pentru ziua de azi. Ca să nu fie pe ele primii, mă rog, vedeți cum
Noi am fost mai operativ și în cazul dat care are pârghie, mecanismul stopează ca să fie el primul să rete. Oricum nu o să fie primul. În Chișinău o să rămână Dorin Chirtoacă primul și o să câștige alegerile. Să amâni cu 10 minute înainte de începerea ședinței înregistrarea candidatului, clar că asta a fost la comandă politică. Fapt demonstrat că azi dimineață. La comandă pe ledemie a fost, asta e clar, și problema asta nu o să mai meargă așa cum are. Eu nu văd schimbarea. Și nu vreau să scăpăm de unii și să vină alții care să ne fie tătucă. E rușine, vă spun, e o mare rușine în situația în care vreau să știți cum, adică dacă vezi, ești la o cursă de alergare, da? Și vezi că unul alergă mai bine decât tine, îi pui piedic ca să ajungi prima. Ce asta e normal? Atâta minte trebuie. Hai să demonstrăm prin alte că suntem mai deștepți, mai capabili și mai operativi, dar nu prin pârghia, mecanismul pârghia puterii. Cum să vă spun, îmi displace această politică, concurența asta, că să fim noi în loc comuniștilor, să fim mai tari ca comuniști, mai tari ca toți, mergând pe trupuri, pe oameni, pe tot absolut. Aceasta nu e democrație. Asta e cam ceea ce a fost perioada sovietică. Bodiu, mă tem că vine din... De-aia și merg pe calea asta, fiindcă e din neamul lui Bodiu Ivan Ivanici, prim secretar al Comitetului Central al Republicii Moldova. Cred că de aici îi vine sânge și de aceea și continuă așa cum a fost în perioada sovietică cu Bodiu Ivan Ivanici. Poate cineva este obișnuit de a face întrevederi la comandă și doar înaintea datei alegerii. Noi suntem aici la o întrevedere cu colegii mei și am avut recent o altă întrevedere foarte mare aici, în această localitate, în această comună. Și acum discutăm cu colegii care va fi strategia pentru campania electorală. În ceea ce ține se teme sau nu, mie mi se pare că nici câinii din municipiul Chișinău nu se mai teme de actualul primar. De aceea nu vreau să vin cu insinuări, însă eu am promis că voi răspunde la ceea ce cineva încearcă să lanseze diferite mesaje. Nu vă grăbiți și o să pomeniți, încercați să spuneți 10, 20, 30, 40 de ani. Pentru că oricum suntem pe fază electorală, nu putem să nu trecem în revistă încă un caz, după mine, a spune că este murdar înseamnă că a spune nimic. Cinismul campaniei electorale pur moldovenești. Urmăriți subiectul și sunt convins că veți fi de acord. Jocuri electorale sau campanie murdară. Partidul Liberal Democrat din Moldova neagă faptul că ar avea vreo legătură cu apariția ziarului de Chișinău, care a utilizat logo-ul și tipăritura cunoscutului ziar de investigații, Ziarul de Gardă. Coordonatorul stafului electoral al PLDM, Vadim Pistriciuc, a catalogat apariția tipăriturii drept o acțiune josnică și murdară. Partidul Liberal Democrat din Moldova califică apariția acestui fals ca un comportament josnic, care nu merită niciun fel de atenție și care nu se înscrie nici în conceptul unei lupte politice sau unei concurențe electorale. Pistriciuc a declarat că în cea mai mare măsură această apariție atacă imaginea presei independente, îndeoseb cea a Ziarului de Gardă. Publicația menționată pe parcursul anilor a reușit să-și demonstreze verticalitatea și independența. Menționăm că în afacerea cu pseudoziarul au fost implicați și minorii, ceea ce contravine legislației. Implicați în distribuția acestui produs sunt minorii, sau cel puțin până la momentul de față sunt acele persoane care au fost identificate, care s-a discutat, sunt minori, sunt adolescenți, care au mai puțin de 18 ani. Este, pe lângă faptul că este iarăși o încălcare, mai este și un păcat foarte mare să implici în astfel de jocuri murdare copiii și chiar neștiind în ce fel de joc sunt antrenați.
Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, a declarat pentru Postul Nostru că ziarul a inițiat propria investigație în descoperirea creatorului de ziare fantome. Nu înțelegem de ce ziarul de gardă a fost folosit în acest joc dezgustător, pentru că ziarul de gardă nu și-a permis niciodată niciun fel de jocuri cu partidele politice. Deci nu era cazul. Alina Radu ne-a spus că a identificat stilul jurnalistului care a scris articolele și i-a adresat un mesaj. Să vă spun sincer, nici nu am citit până la capăt, pentru că mi-a părut foarte rău de reporterul care a scris asta, mi-a părut foarte rău de el și de starea lui interioară, dar i-am cam cunoscut stilul, din păcate. Și asta... Îmi pare rău, colega, dar ce să facem? Tu ești acolo, eu sunt aici și cândva am fost alături. Jurnaliștii de la ziarul de gardă au depus o sesizare în adresa Parlamentului, Guvernului, Procuraturii, Serviciului de Informații și Securitate și Ministerului Afacerilor Interne. Ei solicită investigarea cazului în vederea identificării autorului acestui fals mediatic, tipografia la care a fost tipărită aceasta, precum și resursele financiare din care a fost produs. Tot în această săptămână, o organizație neguvernamentală a ieșit la rampă, învinuind toate televiziunile mici și mijlocii autohtone că se ocupă cu pirateria filmelor. De la o vreme încoace, pe capul moldovenilor s-a lăsat o năpastă, năpasta pirateriei. Au mai avut moldovenii de-a lungul istoriei noastre zbuciumate tot soiul de eroi, mai buni și mai răi, dar pirați n-am avut. Am avut haiduci care luau de la cei bogați și împărțeau celor săraci, am avut doi ciobănei care l-au omorât pe al treilea care avea oi mai multe, mândre și cornute. Am avut zidari care își zidau soția în perete numai ca să-și finiseze lucrările de construcție. Pirați însă, după cum ziceam, n-am avut. Acum avem. Vorba vine. Toată lumea are pirați, dar noi moldovenii, ce, suntem mai proști să nu avem pirați? Nu are nicio importanță că nu avem mare, nemai vorbind de ocean, nu avem corăbii pe care acești pirați ar trebui să le prade, în schimb avem organizații non-guvernamentale născute peste noapte care au declarat scurt și clar există necesitate stringentă de pirați. Uite așa au apărut pirații de filme. Știți că asociația noastră a inițiat campania națională anti-piraterie. Privește cu încredere, au organizat împreună cu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală seminarul tematic Piraterie Utilizată, Diagnostic și Remedii și va continua pe parcursul acestui an și în următorii, probabil, 2-3 ani, mai multe acțiuni menite să stopeze acest fenomen care merge mână-mână cu un alt fenomen grav, țin să vă aduc la cunoștință că din de la prima noastră conferință de presă, asociația noastră a organizat mai multe acțiuni specifice și a reușit să determine un șef de posturi de televiziune să scoată din grilele de emisie mai multe filme produse în Statele Unite ale Americii, care urmau a fi piratate de radiodifuzorii din cauză. Pirateria în linii mari nu e nimic altceva decât un furt. A fura, este bine știut, e un viciu care necesită stârcit și pedepsit. În cazul pirateriei cu filme apare o întrebare sacramentală. Cine e reclamantul? Altfel spus, cine e păgubașul? După cum consideră ONG-ul Strajnic de Filme, televiziunile noastre autohtone, mici și mijlocii, știrbesc din dreptul companiilor gigante de producere a filmelor americane, Columbia Pictures, Paramount și altele. Și nu-l bate capul pe ONG că aceste companii americane nici cu spatele nu știu de Republica Moldova, dar amintește de faptul că circa 20-30 de mii de cetățeni privesc filmele lor neautorizat. Le încotă acestor companii multimiliardare de cele 50 de mii ale moldovenilor, care chipurile ar fi trebuit să le plătească pentru filme. Cu regret, constatăm că în prezent, în piața media Republicii Moldova, există un fenomen regretabil al difuzării piratate a produselor audiovizuale, filme, desene animate, etc., fără acoperirea unor licențe valabile din partea unor radiodifuzori. Acest fapt are un impact negativ asupra pieței media locale. Într-o seară am văzut tăcerea mailor, știți ce filmul înseamnă asta, Hannibal și un film, trei filme la rând, într-o vineri seară,
care toate aceste firme, bineînțeles, sunt piratate. Ce interesează pe, de exemplu, pe un om de la țară, dacă un film piratat sau nu? Iau, se uită la film și gata. Dacă nu e interesant, eu canalul și schimbă postul și nu dai văd. Da, am înțeles. Sigur, așa, așa judec și eu. Pe consumator nu mă interesează dacă filmul este piratat sau nu. El vrea să privească ceva, ceva bun. Dar ne interesează pe noi. În Republica Moldova avem o legislație bună în privința asta. Deci avem trei feluri de răspundere. Avem răspunderea administrativă, avem răspunderea civilă și avem chiar răspunderea penală. Deci răspunderea penală, de câte știu, e de la 3 până la 5 ani de, de privațiune de libertate. Eu chiar fac un apel la structurile de, de forță, la, cei, la, la instituții de abilitate, ca cei ce am vorbit astăzi în fața dumneavoastră, ei să se autosesizeze sau să ne solicite informațiile de care deținem noi pentru a porni urmărirea fie penală, fie administrativă, potriva celor care au comis aceste ilegalități. Și atunci, întrebarea firească. În general, care e problema? În ce constă scopul? Ale cui și care drepturi de autor au fost încălcate? Și principala întrebare. De ce reclamează încălcarea nu producătorii americani care ar fi avut și dreptul să o facă, dar moldovenii noștri pe care îi deranjează foarte mult că și concetățenii lor au posibilitatea de a viziona filme noi, americane, odată cu toată lumea și atunci iarăși o întrebare firească. Moldoveanul onegist apără interesele americanilor, indienilor, rușilor, mexicanilor, lăsând în rahan confrații săi moldoveni. Oare astfel de tratament onegist nu seamănă cu acțiunile unui malciș plahiș? Ia pași! Păi dimineața, băia! Ia jăvaș! Burjuinski! Podaștite! Ia ta! A tebea, doblestni plahiș, мы достойно награждаем за твою великую услугу нашему буржуинскому телу. Читайте приказ, адъютант. Записать мальчиша-плохиша в наше славное буржуинство. Назначить плохишу в услужение всех мальчишей, которых мы возьмем в плен в этой войне. Выдавать мальчишу-плохишу ежедневно варенья 10 банок, печенья 20 пачек, халвы ореховой 1,5 килограмма. А сгущенного молока по 24 банки в сутки. А еще за твое предательство и измену, которую ты совершил для торжества нашего буржуинского дела, награждаю тебя высшим буржуинским орденом предателя первой степени. Предателя первой степени Гиб-Гибра буржуины. Cu adevărat are perfectă dreptate cel care a zis: Doamne, nu-mi pare rău că a murit vaca mea, dar fă cumva să piară și vaca vecinului. Am ascultat încă o dată declarațiile ungiștilor acum împreună cu dumneavoastră. Apropo, le-am retușat fețele și le-am schimbat vocea ca nu cumva să ne insinueze de vreun soi de piraterie. Și mi-am dat seama, ziceam eu, privind încă o dată acest subiect, mi-am dat seama cât de mult seamănă ei cu malciș plohiș. Vă amintiți cum era în film? Burjuilor, zice plohiș. Producătorilor de filme americane, zice ungistul. Eu sunt de-al vostru, zice plohiș. Luați-mă cu voi. Luați-mă cu voi, zice ungistul. Eu sunt de-al vostru, nu cer scump, niște bomboane, un tort. Și vă vând pe toți moldovenii, luați la o altă. Și pe cei care privesc, și pe cei care arată filme piraterești. Chiar că lume. Cât de mult seamănă acțiunile ungistului cu acțiunile lui Pavlik Morozov, alt personaj bolșevic. Generațiile mai în vârstă și amintesc de acest personaj. Este vorba de acest Pavlik Morozov care l-a denunțat pe taică-său și în rezultat puterea sovietică l-a împușcat pe propriul lui tată.
Feciorul fiind considerat de această putere bolșevică erou chipurile pentru adevăr și idealurile sovietice. O întrebare retorică. Avem noi oare nevoie de astfel de adevăr, de astfel de idealuri, de astfel de Pavlici Morozov care ne scot la mizat pentru că suntem săraci și nu avem bani să plătim pentru niște filme? Dă o naibă de treabă. Dragi telespectatori, cam atât am reușit noi în această seară să realizăm. În continuare vă propunem să ascultați un cântec pe versurile lui Dumitru Matkovski. De ce pe versurile lui Dumitru Matkovski? Pentru că sunt niște versuri excepționale, la părerea noastră. De aceea pentru că cântecul se numește Mama. De ce? Pentru că suntem în ajunul sau chiar și în ziua Paștelor Blajinilor. De aceea că mama este cea mai scumpă ființă de pe lume. Mâna ta ne-a mânduiat, vorba ta ne-a legănat. Am crescut cu alți copii, dă seama. Lângă pomul cel rotat, lângă sticul cel bogat, lângă pragul casei noastre, mama. Am fost buni și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în framă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. 4 zile am colindat, le-am trecut în lung și în lat, drumurile și acum ne cheamă. Tu ne-ai așteptat mereu, am venit când ne-a fost greu, te-am găsit în cărunțită, mama. Am fost bun și răi am fost, tu ne-ai căutat un rost, cu povețe plânse în flamă. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Tu ne-ai învățat un grai, tu ne-ai dăruit un plai, și-am plecat cu el în lume, mama. Tu ne-ai dăruit un plai și-am plecat.